ziua, copii! Mă numesc Valeria Pumnea și astăzi vom petrece împreună o lecție virtuală de limba română. La început de lecție, propun să ascultăm o poveste. Nu este una obișnuită, pentru că este povestea grupului de litere G. Prin văzduhul rece, în toiul iernii, spre meleagul literelor s-a abătut un vânt aspru. Acest vânt, împreună cu Moș Ger, îngheța totul în jur, după cum le poruncise zâna iarnă. În ograda școlii se jucau voioase literele G și E. Se bucurau și ele de primii fulgi, auzind vuietul puternic și simțind frigul aspru, se apucaseră de mână ca să fugă în școală. Astfel, formând o echipă, au reușit să se apere de pericol. De atunci, ele au rămas împreună în multe cuvinte ale limbii române, cum ar fi ger, gene, geantă, gem. Astăzi, la lecție, vom învăța grupul de litere G, mic. Grupul de litere G mic, dragi copii, este format din consoana G și vocala E. Să observăm atent imaginea. Ce vedeți în imagine? În imagine observăm un brăduț. Ce anotimp este reprezentat? În această imagine este reprezentat anotimpul iarna. Cu cine este brăduțul? Brăduțul este singur. Cum este brăduțul? Brăduțul este verde. Sunt sigură, copiii, că aveți și voi încă multe alte idei interesante. Ce îi spune Tic-Tac brăduțului? Tic-Tac îi spune brăduțului: ești ca un rege, brăduțule. Să analizăm această propoziție. Ești ca un rege, brăduțule. Pentru început, să reprezentăm grafic propoziția dată. Din câte cuvinte este alcătuită propoziția? Propoziția este alcătuită din 5 cuvinte. Primul cuvânt al propoziției este cuvântul ești. Acest cuvânt, dragii mei, este un cuvânt monosilabic. Are o singură silabă. Al doilea cuvânt este cuvântul ca. Și acest cuvânt, de asemenea, este alcătuit dintr-o singură silabă. Al treilea cuvânt al propoziției este cuvântul un. Și acest cuvânt este format dintr-o singură silabă. Următorul cuvânt este cuvântul rege. Care sunt silabele acestui cuvânt? Silaba re și silaba g. Următorul cuvânt este cuvântul brăduțule. Să împărțim în silabe acest cuvânt. Bră, du, țu, le. Observăm că cuvântul brăduțule este format din 4 silabe. Să fim atenți la cuvântul rege. Am ales acest cuvânt deoarece conține grupul de litere G. Care este prima silabă a cuvântului rege? Prima silabă a cuvântului rege este silaba re. Câte sunete auzim în această silabă? În această silabă auzim două sunete. Primul este sunetul R, care este un sunet consoană. Cel de-al doilea sunet este sunetul E. Știm cu siguranță, este un sunet vocală. Cea de-a doua silabă este alcătuită și ea din două sunete. Primul sunet este G, care este un sunet consoană. Cel de-al doilea sunet este sunetul E, care este un sunet vocală. Iată, încă o dată să repetăm, consoana G și vocala E formează grupul de cuvinte G. Să citim corect următoarele cuvinte.
primele cuvinte copii, grupul de litere G se aude ca două sunete. De exemplu, în cuvintele rege, ninge, legendă, strânge. Cuvântul rege este alcătuit din două silabe, silaba re și silaba g. Acest cuvânt are 4 sunete și 4 litere. Cuvântul ninge este alcătuit și el din două silabe, silaba nin, silaba g. Acest cuvânt are și el 5 sunete și 5 litere. Cuvântul legendă este alcătuit din 3 silabe. Prima silabă este silaba le, a doua silabă este silaba gen și a treia silabă este silaba d. În acest cuvânt, dragii mei, observăm 7 litere și auzim 7 sunete. Următorul cuvânt este cuvântul strânge. Cuvântul strânge este alcătuit din silaba strân și silaba g. Cuvântul strânge se scrie cu 7 litere și la pronunțarea lui auzim 7 sunete. Situația este diferită însă la următoarele cuvinte. Cuvântul mergea și cuvântul plângea. Cuvântul plângea este format din două silabe, silaba plân și silaba gea. Acest cuvânt se scrie cu 7 litere, dar auzim doar 6 sunete. În cuvântul mergea, de asemenea, găsim două silabe, silaba mer și silaba gea. Cuvântul mergea se scrie cu 6 litere, dar la pronunțarea lui auzim doar 5 sunete. Vă îndemn să priviți atent la ecran și să identificăm imagini a căror denumire începe cu grupul de litere G. Geantă, gene, gem. În continuare, dragi copii, vom citi textul de astăzi, Legenda Bradului. Ca să înțelegem mai bine textul, este nevoie să cunoaștem cuvinte ce pentru voi ar putea fi necunoscute. Spre exemplu, cuvântul legendă. Legenda este o povestire scurtă ce conține elemente fantastice prin care se explică geneza unui lucru sau a unei ființe. Creatorul lumii. Creatorul lumii mai este numit Dumnezeu. Suspin. Cuvântul suspin semnifică o respirație adâncă sau un oftat. Mantie, haină. Să citim textul. Legenda Bradului. Plângea un brăduț în inima codrului. Tocmai mergea pe acolo creatorul lumii. Ce suspini, brăduțule? Doamne, până mai ieri creșteam și eu printre pomi, dar ei râdeau de conurile mele. Mi se strângea inima de durere. M-am retras în acest desiș. Nu mai plânge, brăduțule. Așteaptă să dea gerurile. A sosit iarna. Toți copacii erau goi. Numai bradul rămase în haina sa verde, ca o mantie de rege. Să formulăm răspunsuri pentru următoarele întrebări. Astfel vom verifica dacă am înțeles bine textul. Ce plângea în inima codrului? În inima codrului plângea un brăduț. Cine a trecut pe lângă brăduț? Pe lângă brăduț a trecut creatorul lumii.
De ce s-a retras brăduțul? Brăduțul s-a retras fiindcă ceilalți pomi râdeau de conurile lui. Unde s-a retras el? Bradul s-a retras într-un desiș. Cum era bradul la sosirea iernii? La sosirea iernii, bradul avea o haină verde ca o mantie de rege. În continuare, am să vă rog să denumim obiectele din imagini. Minge, săgeată, geam, geantă, mărgele, degetar. Ce au în comun aceste cuvinte? Aceste cuvinte au în comun grupul de litere G mic. În continuare, suntem atenți la propoziția de la ecran. Plângea un brăduț în inima codrului. Probabil vă gândiți acum ce avem să facem în continuare. În continuare, propun să schimbăm cu locul cuvintele acestei propoziții, astfel încât să nu schimbăm sensul ei. Un brăduț plângea în inima codrului. În inima codrului plângea un brăduț. Ați observat că am schimbat cu locul cuvintele, dar sensul în toate trei propoziții a rămas același. Pentru a scrie grupul de litere G mic de mână, să ne amintim reguli de scriere. Vă asigurați că pe masa de lucru nu aveți obiecte în plus, aranjați caietul înclinat, luați poziția corectă a corpului, spatele drept, capul sus, mâna stângă pe caiet, iar cu mâna dreaptă ținem stiloul. În timpul scrisului, nu aplecați prea mult pieptul spre bancă. Iată, aveți la ecran modelul grupei de litere G. Așa se scrie corect grupul de litere G. În continuare, vă propun să transcriem cuvintele ținând cont de regulile amintite. Cuvintele pentru transcriere sunt rege, legendă, ninge, strânge, mergea, plângea. Vă propun și eu un model de scriere a acestor cuvinte. Nu uităm, după fiecare cuvânt, să lăsăm două spații. La revedere, copii!